Unul dintre cele mai frumoase parcuri din București, Cismigiul, a ajuns de nerecunoscut. Mizeria se vede la tot pasul. De astăzi însă, primarul capitalei anunță curățenie generală și promite că într-o săptămână vom vedea și rezultatele. Momentul este un test și pentru Alpab. Compania municipală ar putea fi dizolvată, iar atribuțiile acesteia ar putea fi preluate de contractori privați. Bănci rupte, pline de mizerie, alei murdare și neasfaltate și un miros greu de suportat. Așa arată acum parcul Cismigiu cândva perla Bucureștiului. Deplorabil. Eu trec în fiecare dimineață pe aici. De cum intri de acolo, se vede murdăria și mirosul de păsări. Pe timpul lui Ceaușescu, asta era o frumusețe aici. De drag veneai. Dar acum, acolo unde facem noi exerciții, bine că or fi ciori sau nu știu ce or fi, așa am făcut noi. Este imposibil pentru un părinte să-și aducă copilul să se joace în parcul Cismigiu. Acest topogan de exemplu este plin de mizerie lăsată de păsări, iar așa arată tot locul de joacă. Chiar și pe jos este imposibil să calci pentru că aceeași mizerie se regăsește peste tot. Ba mai mult, mirosul de aici este unul extrem de neplăcut. Așa că după mult timp în care oamenii s-au oferit să mai mergă la plimbare într-unul din cele mai frumoase parcuri ale capitalei, primarul Nicușor Dan a anunțat că începe curățenia generală. 40 de muncitori vor lucra intens timp de o săptămână. Puțin mai târziu, când o să avem bani, o să ne ocupăm de alei. Iar de mare investiție, asta depinde de bugetul pe anul viitor, dar vă promit că în 2 ani o să arate toate parcurile de care noi ne ocupăm așa cum ar trebui să arate. Primarul dă vina pe compania de parcuri și grădini, care nu și-a făcut treaba până acum. De modul în care va rezolva această problemă, atârnă de altfel și soarta companiei Lacuri, Parcuri și Agrement. Este un test pentru Alpab. În funcție de ce vor face săptămânile astea, vom decide dacă în viitor, după ce compania de parcuri se închide, dacă o să continuăm cu Alpab prin muncitori angajați sau dacă o să externalizăm. Compania de parcuri va fi dizolvată, spune Nicușor Dan. Vestea i-a speriat pe angajați. Ce faceți cu noi? Ne lăsați fără servici? Depinde de ce se întâmplă săptămânile astea, doamne. Dacă săptămânile astea și cei de la Alpab și dumneavoastră sunteți oameni serioși, atunci o să deschidem concurs la Alpab pentru încă 100-150 de posturi și atunci și la concurs o să veniți și vă prezentați. Angajații Alpab se plâng că nu există destui oameni și nici fonduri. Pe parcul ăsta, ca să știți adevărul, există doar administratorul, doar gestionarul. După săptămâna asta se va face și întreținerea, pentru că spuneți... Deci fără oameni, fără oameni. Adică curățenia se face acum și după aia se murdărește la loc. Se murdărește, deci trebuie oameni angajați să fie ai parcului. Nicușor Dan spune că va externaliza aceste servicii în cazul în care companiile municipale nu pot ține curate parcurile bucureștene.